Salutare, prieten. Azi am să vă arăt cum se mufează un cablu de fibră optică. Am ales să fac acest video despre fibră optică deoarece în România sunt foarte multe gospodării care sunt conectate la fibră optică, atât de la Digi, Telecom, UPC, Orange, Vodafone și mulți nu știu și își rup acest conector de pe cablu. Dacă aveți un astfel de conector, încercați să nu rupeți acest conector. Cel mai bine e dacă aveți nevoie să mutați firul în altă parte, este să tăiați cablul undeva la 5 cm înainte de conector ca să se poată recupera conectorul de tehnicianul care vine să remufeze cablul, pentru că singur nu veți putea pune mufa înapoi pe cablu, deoarece aveți nevoie de aceste unelte, un stripper, un zvic și ghilotina cu care se taie fibra optică. Iar aici aveți și un aparat de măsură pentru a verifica semnalul sau pentru a da lumină roșie, să vedem dacă avem continuitate pe fibră optică. Pentru început, trebuie să decojim cablul. Acest cablu de obicei se folosește la case. Este o fibră optică cu armătură, are o armătură de oțel care ajută la ancorarea firului, dar pentru mufare nu este nevoie de această parte a cablului de oțel, așa că îl vom tăia respectiva armătură. Iar aici, între cele două protecții, se află firul de fibră optică. După cum se poate vedea, un fir albastru. Este destul de greu de a filma firul, deoarece este foarte subțire, dar am să mai scot o spiră de cablu ca să pot să vă arăt mai în detaliu. Acesta este fibra optică care se decojește, dar pentru a decoji cablul avem nevoie de măsura sau distanțierul care ne indică la ce mărime trebuie decojit. Acesta am uitat să-l arăt când am prezentat sculele.
Și acum s-a decojit firul de fibră optică, să încerc să-l țin într-o poziție pentru a fi vizibil așa pe mâner, se vede fibra decojită care urmează să fie tăiată la un unghi drept cu ajutorul ghilotinei. Se poate vedea, este tăiată. Iar acum vom pune conectorul pe fir. Începem prin a introduce căpăcelul. Acesta se putea introduce și înainte de a tăia fibra, dar că suntem atenți, nu ciobim fibra dacă procedăm așa. După care avem conectorul propriu-zis care se introduce pe canal. Până ce se apare o ușoară buclă. Încerc să focusez, să vă arăt ușoara buclă. Se trage siguranța. Siguranța aceasta de aici se trage în față, iar bucla este lăsată trăgând un pic firul în spate și lăsând capacul pentru prindere. Apoi este înșurubat capacul pe mufă. Și se pune capacul verde. Dacă am făcut totul ok, putem să luăm aparatul de măsură, pornim. Pe acest fir, pe această bucată de cablu nu o să avem semnal, dar o să dăm lumină roșie pentru a vedea dacă pe celălalt capăt al firului apare. Și după cum se poate vedea, deja este semnal la celălalt capăt. Recomandarea mea pentru voi este aceasta: dacă aveți fibră optică deja trasă în locuință și doriți să mutați firul, nu desface singur conectorul, deoarece dacă se rupe fibra înăuntru, conectorul nu mai este bun. Și dacă aveți nevoie să mutați firul, tăieți-l pe aici. Și când va veni tehnicianul să remufeze cablul de fibră optică, va putea refolosi mufa pe care o aveți. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, un share și un subscribe.